Spune textul biblic aici, n-am să citesc toate versetele, dar vreau să vă aduc aminte, Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Un om bogat, numit Zacheu, mai mare vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea, din pricina norodului, căci era mic de statură. Și cum știți, Domnul s-a oprit în dreptul lui, Domnul s a arătat dorința ca să intre în casa lui, unii au cârtit, unora nu le-a convenit, dar Zacheu stă înaintea Domnului versetul 8 și spune în felul următor, Iată, Doamne, jumătate din abuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Și aș vrea să ne oprim puțin la acest verset. Frății cum de-a fost Zacheu capabil să facă un asemenea lucru. Vă rog să vă gândiți că până atunci a fost vameș și bănuiesc eu, dacă el a spus dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, probabil și-o fi amintit că au fost situații când n-a fost corect. Îi dau înapoi în pătri. Putea eu să spună, Doamne, mă bucur că ai venit în casa mea, Doamne, eu știu, a fost ceva special să te am, pot să-mi amintesc că într-o zi am fost vizitat de cineva pe nume Isus. Frații mei, cred că ați ascultat multe predici în acest pasaj, revin la acest gând. Zacheu a fost gata să recurgă la un gest care după mine puțin l-am face. Țineți cont, vă rog, că era vameș, țineți cont că a pus, a spune eu, problema corect, exact la bani s-a referit și n-a spus, domne, îți dau să nu zic că n-am dat. Jumătate din avuție o dau. Ne zis Domnul Zache, dacă dai, ca și tânărului bogat, să știi că eu o să-ți dau înapoi de atâtea ori? Frații mei, care a fost secretul? Ce l-a motivat pe Zacheu să recurgă la un asemenea gest? Uitați-vă, citesc versetul 2. Un om bogat numit Zacheu căuta să vadă care este Isus, dar nu putea din pricina norodului că era mic de statură și a găsit Zacheu o soluție, s-a suit într-un dud ca să-l vadă pentru că pe drumul acela avea să treacă. Frății mei, nu putem să ajungem la gesturi mari. Nu putem să ajungem la sacrificii mari. Până nu parcurgem un anume drum. Și uitați-vă, un prim pas care credeu că l-a făcut Zacheu a fost tocmai acesta. A putut să-și depășească era mic de statură. Frății mei, nu putea să se scuze Zacheu cum să mă duc eu, că nu-l văd? Nu știu cât de potrivit era să vezi pe mai marele vame și lor într-un dud. Acum, astăzi, poate pentru cineva care are o funcție, să se suie într-un asemenea copac, nu-i de dorit. Dar hai să învățăm din detaliul acesta. Frații mei, noi dăm tot felul de scuze. Acum s-a obosit, Acum știi, nu mă învață nimeni special, n-am avut nicio prorocie. Acum am citit în Biblie, dar nu pot să spun că am avut o revelație extraordinară. Fratele mei, și Zacheu, repet, putea să aibă scuzele lui. Frate, eu am mulți copii, știi, trăim în România, în România nu ca și în altă parte. Oare toate aceste scuze, toate aceste scuze, Oare vor ține în fața lui Dumnezeu? Uite, mi-aduc aminte, spune textul biblic la un moment dat despre Apostolul Pavel, era în, spunea el celor din Corint, voi mai rămâne totuși în Efes până la 50. -me. Căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și mai spune Apostolul Pavel, sunt mulți potrivnici. Da, mei ascultători, când știi că ai potrivnici, mai e cazul să rămâi acolo? Când știi că unii nu te suportă, când știi că e greu, e dificil să faci față împrejurărilor. Pavele, mai spui că o să rămâi acolo? Frații mei, gândul pe care vreau să-l împărtășim și apoi mă voi opri ca să poată intra copiii, este tocmai acesta. Oricât de dificilă ar fi înaintarea noastră, Oricât de complicat ar fi, scumpii mei, și oricâte scuze am putea avea, învățăm de la Zacheu în această dimineață că pentru fiecare din scuzele noastre, fiecare din problemele noastre, Dumnezeu are soluția Lui. Și recomandarea pe care vreau să o fac, doar un exemplu din Vechiul Testament, vă aduc pentru asta, Rebecca a fost cerută de robul lui Avram, și când să plece, spune textul, fratele și mama fetei au zis, ce au zis? Să se ducă. Mai devreme au zis, de la Domnul vine lucrul ăsta, știți ce au zis? Fata să mai rămână câtva timp cu noi, măcar vreo 10 zile. Pe urmă poate să plece. Ce a spus robul lui Avram? Nu mă opriți, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea. Lăsați-mă să plec și să mă duc la stăpânul meu. Fații mei, în drumul nostru spre stăpânul nostru ceresc, o să fie piedici. Câteodată o să fie greu. Câteodată lucrurile vor fi nu ușoare. Dar nu trebuie să ne oprim. Nu trebuie să renunțăm. Zachea, eu a fost dispus să facă acest gest special, deosebit. Eu nu cred că au fost numai vorbe, eu cred că au fost realități. Și pentru asta spuneam că un prim pas pe care Zacheu l-a făcut ca să ajungă la versetul 8, ca să ajungă la acest, această hotărâre pe care el a luat-o, ziceam că a fost aceea de a-și depăși problema pe care el o avea, așa cum spune textul, era mic de statură, de a fi în stare să treacă peste orice neajuns, probabil, spun de la mine, Biblia nu zice... Probabil unii au zâmbit când l-au văzut pe Zacheu acolo, dar Zacheu a fost gata să treacă peste tot. Și întrebarea pe care o puneam și întrebarea asupra care doar puțin vreau să mai rămânem este tocmai aceasta. Frații mei, câți dintre noi învățăm această lecție? Pentru că prea desea, prea desea, găsim motive, spuneam, să ne întoarcem din drum. Prea desea, ni se pare, că E greu. De ce Domnul putea să spună Zacheu, de ce Dumnezeu, dacă credea în Dumnezeu, de ce Dumnezeu pe mine m-a făcut mic? De ce Dumnezeu a îngăduit, putea să spună Zacheu, Iisus era îmbulzit de noroade, așa spune textul, nu putea să-l vadă datorită norodului, de ce Dumnezeu nu face o minune să plece toți de lângă Domnul Iisus, ca eu să pot să mă duc să-l văd? Frații mei, nu o să facă Dumnezeu tot ce vrem noi și tot ce dorim noi. În schimb, eu cred că Dumnezeu vrea ca noi să facem tot ce putem și tot ce ne stăm putință ca să împlinim voia sa. Dumnezeu să ne ajute. Mi-am adus aminte de evrei pe vremea judecătorilor când s-a produs un dezastru, am putea spune în Israel, o mare mișelie, celelalte seminții, cele 11, s-au dus să se lupte cu beneamiții și spune textul biblic că în cea din tâi bătălie, Beniamin, cei fii lui Beniamin au ieșit din Gibea și au culcat la pământ 22.000 de oameni din Israel. Frații mei, să fi fost noi acolo, ce am fi făcut într-o asemenea situație? Te duci să cureți răul, și vii acasă în frânt. Te duci în numele Domnului, am spune noi, și vii acasă învinți. S-au dus, dus din nou la luptă a doua zi și spune textul că beneamiții au culcat la pământ 18.000 de oameni din Copii lui Israel toți în stare să poarte armele. Uitați-vă, atunci au plâns au rămas acolo înaintea Domnului, au postit în ziua aceea până seara și au adus arde de tot și jerfe de mulțumire înaintea Domnului. Frății mei, știți ce vreau să învățăm? Noi toți care suntem angrenați în această luptă bună, slujim împărăției lui Dumnezeu. S-ar putea să existe momente când, ca și în dreptul lor, să nu ne fie ușor. Spunea fratele la timpul de rugăciune că aveți trei surori bolnave de cancer. Probabil multe alte probleme. Și întrebarea tocmai asta este. Ce facem? Ce facem în asemenea situație? Uitați-vă la oamenii aceștia. Au întrebat pe Domnul să, mă, să mai pornesc la luptă. Ce le-a zis Domnul? Suiți-vă căci mâine îi voi da în mâinile voastre. Frații mei, Domnul să ne dea putere, Domnul să ne ajute să nu ne oprim, să nu renunțăm. Slăvit să fie numele Lui. Și doar un verset. Și închei gândul acesta, Domnul Iisus spunea în felul următor. Omul va avea de vrășmaș chiar pe cei de unde? Din casa Lui. Știți ce greu este să, să ai un vrășmaș care să fie atât de aproape de tine, din casa ta? zicem Salmul 55, zice, nu un străin mă bat jocorește, nu un vrăjmaș, a suferit, ci tu pe care te socoteam una cu mine. Ce facem, frații mei, și în asemenea situație, și în asemenea situații. să ne dea Dumnezeu putere să mergem mai departe, amin. Aș merge un pas mai departe, Iisus când a ajuns în locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Frații mei, Domnul n-a rămas insensibil la gestul lui, dar ce îmi place enorm de mult e că Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Dragii mei ascultători, nu știu câți dintre noi suntem dispuși să facem pe moment ce ne spune Dumnezeu. Poate vă spune, frate, lecția asta o știm, noi ne-am pocăit, noi l-am primit pe Domnul în viața noastră, în casa noastră. Nu despre asta vreau să vorbesc. Isus i-a zis, Zacheie, nu dă te jos când vrei tu. Aici e diferența. Astăzi, Zacheu, eu vreau ca tu să te dai jos. Mei, eu cred că aici este un secret. Cum, cum a procedat Zacheu? Doamne, astăzi îți ocupat, știi? Peste o săptămână, peste două, te programez să vii la mine acasă. Agenda mea e plină. Am atâtea lucruri de făcut. Îl văd pe Zacheu că lasă totul deoparte și zice, Doamne, dacă tu vrei acum, acum vreau și eu. Frații mei, unde cred că este problema? Îl vizitează îngerii pe lot și îi spun acei bărbați, pe cine mai ai aici, gineri, fi și fiice, tot ce ai în cetate, scoate-i din locul acesta, căci avem să nimicim locul acesta pentru că a ajuns mare prângere înaintea Domnului. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de lot zicând, scoală-te, ia nevasta și cele două fete care se află aici, ca să nu pierzi și tu în nelegiuirea cetății. Și acum ascultați versetul următor. Fiindcă Lot, ce făcea Lot? Lot să bovea, scumpii mei. Știți care e pericolul? Și dumneavoastră probabil vă dați seama mai bine decât ceea ce eu pot să exprim. E greu să găsești astăzi un pocăit care să fie dispus să lase pe Dumnezeu în controlul vieții lui. Vedeți, Dumnezeu ne surprinde câteodată cu cerințele Lui. Lot, lasă tot. Dar mă gândesc, eu știu ce avea Lot acolo, din ce motiv zăbovia. Uitați-vă, bărbații aceia l-au apucat de mână. L-au scos, am spune noi, cu forța. Frații mei, oare Dumnezeu când ne caută, Dumnezeu când ne vrea, suntem noi suficient de promți? Poate ați auzit întâmplări fatale, întâmplări cu un sfârșit tragic. Pentru că li s-a spus, acum vino sau acum a făcut tare lucru. Și-a mânat. A mânat. Frații mei, această mânare poate fi periculoasă, această mânare poate fi fatală. Spuneam de Rebecca și dați-mi voie să mă întorc puțin la ea. Fratele și mama fetei au zis, fata să mai rămână va timp cu noi, măcar vreo 10 zile. Pe urmă poate să plece. Care a fost dorința? Care a fost dorința fratelui ei? Care a fost dorința mamei ei? Tocmai asta, să mai rămână. Să mai rămână. Avem aici câțiva copii, câțiva, mai mulți. Chiar am rămas surprins, plăcut de numărul mare de copii pe care îl aveți. Domnul să-i binecuvinteze pe ei, pe părinți, pe noi, pe toți. Țin minte că, fiind copil, veneam de la școală. Și exista tendința aceasta, probabil și dumneavoastră ați avut-o, să nu te apuci de teme imediat după ce, mă rog, ai venit, ai mâncat, ce se mai făcea, să mai amâni. Am vreme până de seară. Le fac eu mai târziu. Și nu știu cum se făcea, frații mei, că timpul trecea pe nesimțite și temele rămâneau nefăcute. Cum, noi nu avem treabă cu temele, noi avem treabă cu altceva. Chemarea lui Dumnezeu pentru noi este tocmai aceasta. Să fim dispuși atunci când El ne caută, atunci când El ne vrea să fim dispuși, să stăm la dispoziția Lui, slăvit să fie Domnul. Trecea Iisus pe lângă Marea Galilei, a văzut pe doi frați, Simon Petru și fratele lui Andrei și le-a zis, veniți după mine și vă voi face pe scar de oameni. Le-a dat un cec în alb, aș putea spune. Dar știți că ce ăsta putea fi de niciun folos, dacă ei nu acționau pe moment, uitați-vă, îndată i-au lăsat mrejele și-au mers după el. Frații mi e un timp, e o vreme când ușa e deschisă ca la semafor. Să folosesc o comparație. Vezi, deci, semaforul nu ne așteaptă. Să zicem că e culoarea verde. Nu contează semaforul, da, exagerez puțin, nu se uită, trec autoturismele, trec pietonii. El își face cursul, el își face mersul. Că eu am alte preocupări, că eu nu mă grăbesc, e problema mea. Nu mă va aștepta. Știți ce se întâmplă, scumpii mei? Eu cred că asta e lecția pe care noi putem să o învățăm. Nu trebuie să ne jucăm Zicea Domnul Iisus ucenicilor când i-a trimis să nu mergeți pe calea păgânilor, să nu intrați în vrocetatea samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Există tendința asta să facem ce vrem noi. Nu cumva să-mi spună Domnul să mă scoată din mersul meu, să mă scoată din calea mea. Domne, știi Acum nu ești binevenit. Acum eu am alte intenții. Acum eu am drumurile mele. Și uitați-vă ce frumos îi îndreaptă textul Domnului Iisus. Voi n-aveți timp, aș spune eu cu alte cuvinte, să faceți tot ce vreți. Voi nu trebuie să faceți tot ce vreți. Mergeți mai degrabă acolo unde eu vă trimit. Frății mei, câți dintre noi câți dintre noi vom pricepe acest adevăr și câți dintre noi vom lua atitudine să ne ajute Dumnezeu în această privință. Amin. Revin la Zacheu. Iisus s-a oprit în dreptul lui, interesant spune textul, și-a dicat ochii în sus și a zis pe nume, Zacheu, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos în grabă, l-a primit cu bucurie. Și uitați-vă la versetul următor. Când au văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau, a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis ceea ce am citit, a promis Domnului că va da și Iisus exclamă, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram. Toți mei, de ce au trebuit să comenteze oamenii aceia? Să știți că ce îmi place mie la Zacheu în situația de față, acum Poate vei spune că textul nu surprinde asta într-un mod evident. Uitați-vă la versetul 8. Avem aici cuvântul acesta de legătură. Dar Zacheu, în timp ce ei comentau, cârteau, Zacheu a stat nu în fața lor, ci în fața Domnului. Toții mei, doi după cine ne luăm? Vedeți, e o voce sunt în text cel puțin două voci. Vocea Domnului, care îi spune, Zacheu, eu vreau să vin la tine acasă, și e vocea celorlalți. Așa zice textul, toți cârteau. Nu știu cât de mulți, probabil foarte mulți. E vocea lor. Spuneau ei, ce asociere nepotrivită. Mai marele vameșilor cu Iisus profetul. Ce îmi place enorm este că Zacheu reușește să depășească, frații mei, această împotrivire a lor. La ce vreau să mă refer? Zicea Domnul Isus la un moment dat, Matei capitolul 6, dacă ochiul tău este bun, spune textul biblic, dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău va fi plin de lumină. Dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău cum va fi? Plin de întuneric. Scumpii mei, noi toți suntem normali, în general. Dar ajungem răi pentru că ne lăsăm influențați în rău, ajungem buni pentru că ne lăsăm influențați în bine. E ca și o mașină. Dacă ai grijă de ea, dacă o întreții, dacă îi dai ce -i trebuie, funcționează. Dacă nu îi dai ce trebuie, nu mai funcționează. Aceeași mașină. Frății mei, dragi ascultători, Uitați ce zice textul. Unde este covoara voastră, acolo va fi și. De ce vorbește textul? Despre inimă. Ce pui în inimă? Dacă mănânci ceva sărat, o să simți nevoia să bei apă. Dacă mănânci ceva dulce, eu știu, o să simți, o să-ți crească nu știu ce, indicatori, mă rog, nu știu, o să simți. O să se vadă. Ai consumat în exces ceva. Mă revenim la noi. Uitați-vă ce zice Domnul Isus: Dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău este plin de întuneric. Dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta. Fații mei, hai să nu mai dăm vina pe alții, hai să dăm vina pe noi. Frate, eu sunt sterb. Mie mi-este dificil. Păi, drăguț, unde te-ai uitat? Ce ai lăsat să intre în viața ta? Credeți că revenim puțin la Zacheu. Nu putea și el să ajungă departe de Isus? Uitați-vă, Zacheu a știut ce voce să asculte. Vreau să vă mai citesc ceva. Zice în proverbe, păzește inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Zice mai departe, izgonește-ne adevărul din gura ta, Depărtează viclenia de pe buzele tale, ochii tăi să privească drept și plapele tale să caute drept înainte, cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău. Cum ar fi să mă plâng? Că mi-i frig, tremur tot, când eu, fără să mă îmbrac, fără să-mi protejez corpul, mă duc și stau afară în frig. Și o să zică cineva, domnule, dar tu ești, nu ești normal. Ori te îmbraci, ori te duci înăuntru. Frății mei, ce vreau să învățăm? Ce vreau să învățăm? La noi sunt frâiele. La noi e pupitru de comandă, la noi e volanul. Mă duc pe drumul bun, fără gropi, fără prăpăstii, fără pericole. Sau aleg să mă duc pe drumul care îmi place? Mă duc cu viteză și mă expun la tot felul de pericole, sau mă duc în cert, conform condițiilor de drum sau condițiilor meteo, și sunt în siguranță. Uitați-vă, păzeșteți inima, ai grijă. Câți dintre noi luăm asta în serios? Eu știu că suntem ispitiți, Uitați-vă câte oferte are Satan pentru noi. Se vorbea la timpul de rugăciune de vorbire de rău. Se accentua lucrul acesta. Dar cine ne pune să ascultăm? Cine ne pune să ne deschidem urechea? Frații mei, am întâlnit situații, e puțin penibil să spui toate chiar de la învân. Mănâncă până nu mai pot la masă și apoi cheamă salvarea că-l rău. Dom'le, cine i-o pus să mănânce? Cine i-o pus să se expună un asemenea pericol? Vorbesc, vorbesc, vorbesc și apoi, vai, câte prostii am făcut, câte relații am stricat. Dar n-ai putut să taci? N-ai putut să te duci acasă? N-ai putut să te oprești? făți mei, revin la Zacheu. Reamintindu-vă, m-aș opri acum la Domnul Isus. Nu zic că Zacheu nu și-a făcut partea lui. Ba da, asta am încercat să spun până acum, Zacheu o făcut ce-o depins de el. Dar vreau să vedem ce a făcut Isus pentru Zacheu. Și asta îmi place cel mai mult. E frumos să vezi un Zacheu nou. Și dacă mi-aș dori ceva în această dimineață, este tocmai asta. Schimbarea care s-a produs în Zacheu, frații mei, să se producă și în noi. Poate veți spune, frate, în ce fel trebuie să mă schimb? Uitați-vă cum se termină pasajul. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască. Ce era? pierdul? Primul lucru care cred eu că ar trebui să-l învățăm de la Domnul Isus, ce a făcut Isus pentru Zacheu, ce îmi place enorm la Domnul Isus este că Domnul Isus face un gest neașteptat. În perioada de atunci, cei care citiți și cunoașteți Universul Sfintei Scripturi, Universul Noului Testament, Știți că vameșii erau considerați, hai să nu spun pătura de jos a societății, dar nu era ceva de apreciat, ceva de lăudat să fim preașma unui vameș. Și uitați-vă că Domnul Iisus depășește, scumpii mei, să vă dau un exemplu ca să mă înțelegeți. Imaginați-vă că vine un om foarte bine poziționat, și ia o bătrânică de la marginea șoselei, da, care abia se mișcă și o bagă în seamă și vorbește cu ea. Și zice, estimată doamnă, și vorbește frumos. Și arată atâta respect. Și zici că se uită la ea ca la un mare, eu știu, mare om de stat. Și bătrânica abia îndrugă două vorbe. Și bătrânica se mișcă și o ajută să meargă și o duce acasă și cumpără și îi face. Și ai zice, domnule, dar care e explicația? Ce-i de bătrânică acestui om? Cu ce-l avantajează? Frății mei, cu ce-l avantaja pe Domnul Isus să fie poziționat atât de rău în fața celorlalți? A intrat să găzduiască la un om păcătos. Băi, te duci la un om care îți face, îți aduce, aduce un beneficiu. Mă duc să găzduiesc la cineva care mă poziționează bine. Eu m-am uitat la mine și nu este cazul să vorbim noi despre noi, ne știm prea bine. Dar, frății mei, când știi că cineva, nu știu, dau și eu un exemplu, miroase urât, ți-e greață poate să stai în compania lui, lângă el. Noi ne ferim de asemenea contexte. Am fost o dată la o biserică undeva într-un județ din sudul Moldovei și ne-a dus fratele la o locație unde eram cazați, un centru, și ne spune, zice, eu sunt ocupat, acum nu vă supărați că nu pot să stau cu voi. Ce s-a întâmplat? Era duminica dimineața și la slujba respectivă a venit un om de pe stradă. Murdar, prost îmbrăcat și spune, fratele, vreau să mă duc să mă ocup de el, să-l spăl, să-l pregătesc, să-i dau niște haine. Frații mei, am stat și m-am gândit atunci. Câți dintre noi ne-am coborât la un asemenea nivel? Unde vreau să ajung? Vreau să vă citesc despre Domnul Isus. Și de asta știți bine aceste lucruri. Spune textul biblic, măcar că avea chipul lui Dumnezeu. Totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-a dezbrăcat pe sine însuși. A luat un chip de rog făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, ascultați, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. N-ați văzut că de greu ne este nou să ne coborăm? Frate, dar mă fac de râs. Dar ce o să zică ceilalți? Dar cum o să mă privească? Frate mei, Domnul Iisus, la înfățișare, era fiul lui Dumnezeu. Vă dați seama? ce, ce jos s-a poziționat? Vă dăm seama până unde a fost Domnul dispus să meargă? Să renunțe la toată... Uite, fac aici o paranteză. Citesc despre Samuel. Spune textul biblic că la finalul vieții sale, Samuel dă o dare de seamă și zice celor din jurul lui, mărturisiți, cu i-am luat bou, cu i-am luat măgarul, pe cine am păsat și pe cine am năpăstuit. Deci, de la cine am luat minte ca să închid ochii asupra lui? Mărturisiți și voi da înapoi. Spune Samuel asta în următorul context. El era judecător. Uitați-vă într-o familie. Eu am întâlnit situații când tata și mama abuzează. Dar știți de ce abuzează? Îți deasupra copiilor. Eu te-am făcut, cumva, eu am drept de a face ce face, de a face ce vreau cu tine. E mare lucru să vezi un tată și o mamă care măcar că este tată și mamă e dispus să respecte copilul. Frații mei, n-am spus să-i poziționăm mai sus decât trebuie. Dar nici să ne batem joc de ei. Te duci poate câteodată în curtea unei biserici și ca și la să apreciez bună organizare. Sunt oameni plasați acolo ca să facă rânduială. Există riscul, nu vorbim de contextele noastre, de biserica dumneavoastră, ca unii dintre ei, zicem noi să-și depășească atribuția. În ce sens? Frații mei, ei fi tu șeful, să spun așa, mai popular. Dar nu înseamnă că noi suntem zero. Păi frate, eu aici eu dictez. Nu cumva să mă înveți tu pe mine. Dragul meu, tu dai tonul. Tu ai inițiativa. Tu ești pus astăzi acolo. Dar până la urmă, până la urmă, nu ai dreptul să abuzezi de poziția pe care o ai. Frații mei, nu vreau să deviem de la subiect. Uitați-vă la fiul lui Eli. Venea sluga preotului, având în mână o furculiță cu trei coarne, un în voran cazan în căldare, tot ce apuca cu furculița, lua preotul pentru el. Așa făceau ei tuturor acelor din Israel care veneau la silă. Aveau dreptul să facă asta? În societatea de azi ar putea să întâlnim asemenea situații. Stăm toți la rând, dau un exemplu, și vine cineva care cunoaște, are relații și ne lasă pe toți să așteptăm și el să bagă în față. Și noi zicem, frate, dar nu-i corect să stea și el la rând. Mă, mei, nu trebuie să ne deranjeze, cum s-a spus, când alții abuzează. Dar ne întoarcem la noi. Ne întoarcem la noi. Eu nu mai pot de bine. Am de toate și fratele meu e sărac. Eu îmi permit să cheltui sume mari pe mofturi, pe pretenții, pe dorințele mele și el duce lipsă. Frații mei, nu vi se pare tot o formă de abuz? Păi el nu-l bagă nimeni în seamă, cu el nu discută nimeni. Eu sunt o clasă selectă, eu sunt ceva mai special, nu mă cobor la nivelul lui. Frații mei, ce îmi place la Domnul Isus în situația aceasta cu Zacheu, e că Domnul îi dispus să se coboare la nivelul lui Zacheu. Păcătos, cum era Zacheu? Rău, vameș. Putea să zică Domnul Zacheu, eu vin în casa ta, dar tu stai numai în genunchi cât eu la tine în casă. Tu îmi săruți picioarele, tu mulțumești toată viața. Nu zis așa. Îl văd pe Domnul că îl pune pe Zacheu la masă cu el. Domne, am zice noi, nu ți se pare că ridici prea mult în slavă pe Zacheu, pe păcătosul ăsta? Frații mei, când o venit fiul risipitor acasă, e frumos să citim că tata, care putea să-l bată, care putea să-l bat, să bată, probabil nu se recurgea atunci, era mare, dar cel puțin să-și bată joc de el să-l țină undeva la distanță. Bă, tu vorbești. N-ați auzit vorba asta printre noi. Tu vrei să ne dai lecții, dar tu nu-ți aduci aminte ce ai făcut? Dar tu știi cât am investit eu în tine și acum vii cu mâinile goale? Păți mi așa au făcut tata. Te duci câteodată și e ne neplăcut să spunem, probabil nu e cazul în zona dumneavoastră, rogi un slujitor să se roage, să, un proroc, să, eu știu, un om al Dumnezeu să vină, să slujească la un eveniment în familie. Și e trist, frații mei, e foarte trist să se umble, să se caute, să spun altfel, la fața omului. Știi, pentru cutare tare mă rog, dar pentru tine, frate, am uitat să mă rog. Știi, cu tare este o persoană importantă, dar tu nu te știu de unde ești, nu știu ce e cu tine, n-am auzit de tine. Frății mei, oare așa face Domnul cu noi? Tu ai prioritate. Știi, tu, nu frații mei, Domnul s-a coborât de la nivelul Zacheu. Domnul s-a ocupat de Zacheu. Să ne ajute Domnul și pe noi să facem așa. Amin. Slăvit să fie numele Lui. Revenim la Zacheu și n-aș vrea să vă mai rețin foarte mult. Ce mai îmi place la Domnul Iisus? Când Domnul Iisus îi zice lui Zacheu, dă-te jos de grabă că astăzi trebuie să rămân în casa ta. Probabil Domnul Iisus știa că Zacheu va spune, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva îmi dau înapoi împătrit. De obicei, frații mei, cum spuneam mai devreme, noi facem anumite mutări, noi recurgem la anumite gesturi când știm că vom avea beneficii. Domnul Iisus a fost dispus să-l primească pe Zacheu fără să-i ceară nimic. Că Zacheu s-a oferit să dea, asta este altceva. Dar notați-vă rog gândul acesta. Domnul Iisus a fost dispus să-l primească pe Zacheu fără condiții. Adică, Zacheu, dacă vii la mine, Asta e taxa, asta e contribuția ta. N-a zis domnului Zacheu, Zacheu, uite ce trebuie să plătești. Uite ce trebuie să faci. Zacheu a înțeles lecția, gestul domnului a fost suficient de explicit, de clar pentru el. De ce spun lucrurile astea? Tot aici în Evanghelia după Luca spunea Domnul Iisus, când ai un prânz sau o cină, să nu chemi pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să ia astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Când ai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe șchiopi, pe orbi și va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să se răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. De obicei, noi ne concentrăm pe răsplată. Și asta e un cuvânt cheie asupra căruia vreau să mă opresc. Cam tot ce facem noi, ne gândim. măi cât mă plătește pentru asta? Vorbim de lumea aceasta, de relațiile noastre. Ce beneficii voi avea? Frații mei, nu-l văd pe Domnul să calculeze beneficiile. Zac, eu tu cu cât o să contribui la împărăția mea? Nu-l văd pe Domnul interesat de așa ceva. Zac, tu ce? Unde o să mă ridici pe mine? Câtă publicitate o să-mi faci? Deloc. Oare n-ar trebui să învățăm de la Domnul lucrul acesta? Uitați-vă, revin la text. Când ai o masă, Ma n-am făcut nici eu, nu cred că ați făcut nici dumneavoastră. Spunea cineva, zice, eu, dacă aș fi să iau de la început viața, când m-am căsătorit, am dat o masă, cum se dă pe la anunț, și zice, dacă ar fi să iau de la început, aș da o masă, n-aș pretinde niciun ban la nimeni, să aibă bucuria oamenii că vin la masă, mănâncă, fără să plătească. Frații mei, nu putem noi să dăm mase, masă, o masă de proporții să hrănim pe foarte multe lume. Dar putem să învățăm lecția. Indiferent care va fi comportamentul tău. Indiferent dacă vei putea să plătești sau nu vei putea să plătești. Eu sunt gata să te ajut. Eu voi fi alături de tine. Eu te voi susține. De ce spun lucrurile astea? Mă gândesc la Avram. S-a dus să mișlocească pentru Lot. Frații mei, îmi plac oamenii, și cred că lui Dumnezeu mai bine zis îi plac oamenii, care sunt dispuși să lucreze în ascuns. Uitați-vă, zice textul că a mijlocit, s-a rugat foarte mult, până la urmă a ajuns la 10, i-a promis Dumnezeu, nu voi nimici pentru cei 10 oameni buni. Oare cei din Sodoma, cei din Gomora și-au dat seama, au văzut Rugăciunea lui Avram? Frații mei, simțim nevoia să facem slujbe și activități care sunt văzute în adunare. Și nu-i rău. Dar să știți că lucrarea lui Dumnezeu câteodată ne pune niște poziții nu atât de vizibile. Nu știu cum o cheamă sora care face curățenie în adunare și nu știu, poate nu o să o știți. Sau nu știu cum o cheamă poia care ajută adunarea. Fac transport sau știu ce. Ajută. Poate nu noi nu-i cunoaștem pe unii din ei. Dar așa că ne bucurăm de slujirea lor? Câtă mâncare face mama, da? o mamă, vorbim la modul general, nu cred că o să calculeze copiii niciodată. Câte haine spală, câtă grijă, câtă trudă. Dar, frații mei, știți ce e frumos? Că mama face dezinteresată. Mama nu se gândește, oare o să mă aprecieze copiii? Oare să mulțumească? E frumos să întâlnești asemenea oameni. Zicea Domnul Isus și îmi stăruie în minte versetul acesta, cred că uh, și dumneavoastră, tu când faci milostenie, nu suna cu trâmbiță înaintea ta cum fac fățarnici, în sinagogi, în ulițe, ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și a luat răsplată. Nu-i greșit, frații mei, după mine, nu-i greșit să spui, uite, am fost acolo, l-am ajutat, i-am dat atâta, nu-i greșit. Vorbim la modul general: că sunt excepții, trebuie să dai rapoarte. Asta este total altceva. Să nu confundăm lucrurile. Vorbim la modul general. Faptele pe care le facem noi. M-am dus acolo, am făcut. Problema este alta. Dacă. Uitați-vă, hai să citesc mai bine. Tu, când faci milostenie, să nu știi stânga ta ce face dreapta. Pentru ca milostenia ta să fie făcută cum? În ascuns. Și tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Noi de la cine vrem răsplata? De jos? sau de sus. Problema este, frații mei, că noi o vrem de jos. o dată, Frate, să mă treacă și pe mine, eu știu, în revistă, în jurnal. Să, să, se vadă că am făcut ceva. Spunea textul, când te rogi, intră în odăița ta, în cuiețușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns, îți va răsplăti. Slăvit să fie numele Domnului. Frații mei, Domnul să ne ajute să refacem datoria în orice vreme. Și încă un gând și mă apropiu de închiere, spune în Evanghelia după Luca, revenind la Zacheu, știți ce mă mai marchează în acest pasaj? Zacheu s-a dat jos în grabă, spune textul, și l-a primit cu bucurie. Domnul Iisus nu vorbește foarte mult. Îi spune doar atât. Zachei, dă-te jos de grabă, astăzi trebuie să rămân în casa ta. Apoi Domnul Iisus spune pe finalul textului, asta ne scrie Luca, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci și el este fiul lui Avram. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și m-aș opri la un detaliu. Nu cred că Zacheu încă a apucat să-și împart avuția. Nu cred că Zacheu a reușit, conform textului, pe moment, să dea înapoi celor pe care i-a năpăstuit. Dar Domnul Iisus, din stat, spune astăzi, mântuirea s-a instalat aici. Frații mei, Poate ne șochează câteodată anumite metode pe care Dumnezeu le folosește. Noi suntem oamenii care vrem să pipăim, noi suntem oamenii care vrem să ne convingem. Frate, după ce doi ani de zile o să umbli așa cum considerăm noi, atunci te declarăm sunt bun. Nu-l văd pe Domnul Isus aici, nu spun că asta e rău, să-l supună pe Zacheu la o perioadă de probă. Zacheu, ai zis tu? Dar până o să faci vorba noastră, de la a zice până la a face, frate, e o cale lungă. Frații mei, e drept ca noi să ne luăm măsuri de precauție, că suntem oameni și nu știm tot adevărul. Dar Domnul Iisus, pentru că știa tot adevărul, pentru că cunoaște totul, a putut să spună, aș spune eu, din toată inima, cu toată libertatea, mântuirea astăzi a intrat în casa asta, Zacheu, tu ești fiul lui Avram. În ce sens? În ce sens, frații mei? Uite, mi-aduc aminte de o situație foarte cunoscută, e vorba de Estera. A ajuns la împărat, s-a dat o lege ca toți evrei să fie uciși, nimiciți, și spune Mardoveu așa, dacă vei tăcea, izbăvirea va veni din altă parte pentru ei. Și tu și casa tatălui tău veți pieri. Cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Vedeți, Dumnezeu care le cunoaște pe toate, din timp, a pregătit-o pe Estera, a pregătit contextul ca Estera să ajungă împărăteasă. Frate, Dumnezeul nostru lucrează ciudat. Dumnezeul nostru lucrează frumos. Dumnezeul nostru lucrează bine. Uitați-vă ce bine ține Dumnezeu totul sub control nu au venit nici prea târziu Estera, nu au venit nici prea devreme. Au fost exact la momentul potrivit. A fost persoana potrivită la locul potrivit. Mă gândesc la Iosif. La început, probabil, Iosif n-a înțeles de ce trebuie să-i se întâmple toate acele lucruri, de ce trebuie să fie alungat, de ce trebuie să fie despărțit de cei dragi, de familie. Frații mei, pe finalul cărții Genesa, face eu și următoarea afirmație. Voi negreși, v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să împlinească ceea ce se vede azi, și anume să scape viața unui popor în mare număr. Frații mei, îndemnul meu pentru noi toți și pentru cei care se convertesc este să, să lăsăm totul în mâna lui Dumnezeu. Ne stresăm, vai, ce să vă alege de biserica noastră, ce să vă alege de copiii noștri. Puteau alții să că ce să vă alege de Zacheu? A fost mare păcătos. A fost mare șmecher. Și acum, acum, o să se poată menține? Mă nu dă Biblia detalii. Vorba Apostolului Pavel. Dumnezeul nostru, ceea ce i-am încredințat, poate să păzească. Dar, frații mei, altceva vreau să scot în evidență, nu asta. Nu că Zacheu a fost cineva. E că Dumnezeul nostru este atât de mare, este atât de special, încât ar trebui să admirăm, să vedem profunzimea sa. Cum s-a spus, ne temem că se clatină Pământul. Frații mei, Dumnezeu, cu degetul lui, scrie istoria omenirii noastre. Nimic nu trece peste voia sa. Nu este o întâmplare că suntem în Deva, că suntem poziționați aici, oriunde am fi. Nu este o întâmplare că câteodată ajungem pe la spital. Aș spune eu, nu este o întâmplare că câteodată nu avem ce ne trebuie. Nu este o întâmplare că Dumnezeu câteodată ne vorbește într-un mod în care nu ne așteptăm. Vreau să învățăm o lecție. Dumnezeu știe ceva ce noi nu știm. Dumnezeu ne surprinde, Dumnezeu, vedeți, ca și un copil, fă asta, fă asta, fă asta, nu înțelege, nu are, nu are tot, toată imaginea de ansamblu. Dar la un moment dat va pricepe, va înțelege, mi-aduc aminte de ucenici, le-a zis Domnul, le-a explicat, ei tot nu înțelegeau. Chiar este un verset și ar vrea să-l citesc foarte repede, Evanghelia după Ioan, capitolul 2, mai târziu, ei și-au dat seama spune textul biblic uh, despre ei când Domnul Iisus tocmai de aceea când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte, Ioan 2 cu 22 că le spusese vorbele acestea și-au crezut scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Frații mei, nici Maria nu a priceput totul de la început. Spune textul biblic că păstra în inima ei dar n-a fost o întâmplare a cele spuse. N-a fost ceva numai să fie. Dumnezeu avea un fir al evenimentelor care trebuia să se desfășoare. Frații mei, să ne ținem de firul acesta. Să ne încredem în... Vedeți, nu le înțelegem. Lăsați-mă să fac o paranteză. Nu le înțelegem pe toate. De ce Dumnezeu lucrează într-un anume fel? De ce trecem prin boli? De ce trecem prin suferințe? Acum mi-am adus aminte de un frate păstor din zona noastră, poate ați auzit-o personal din gura dumnealui, primise niște bani de la cineva. Și spune el, pe moment, n-am înțeles de ce Dumnezeu mi-a trimis acei bani, pentru că nu eram într-o lipsă specială, nu aveam nevoie de ei. Nu puteam să zic că, gata, îmi trebuie neapărat. Dar zice, numai după aia am înțeles. Soția s-a îmbolnăvit, a trebuit să ajung pe la doctori. Și zice, la sfârșit, când am tras linia cu tot ce am dat pe la spital, cu toate cheltuielile mele, a fost exact suma pe care Dumnezeu mi-a trimis-o. Frații mei, greșește Dumnezeu? Așa, îl iau prin surprindere evenimentele? Sub nicio formă. Să ne încredem în Dumnezeul acesta, amin. Și permiteți-mi și detaliul acesta în închiere. De ce n-a stat Domnul de vorbă cu Zacheu lângă Dud? De ce eu zic Zacheu, eu vreau să intru unde? În casa ta. Poate vei spune că ne legăm de fiecare cuvânt. Interesant. Domnul n-a vrut să zăbovească puțin, să stea, nu știu, nu știu cât putea să stea lângă Dumnezeu. Iisus a vrut să intre la el în casă, pentru că acolo în casă Iisus avea de făcut o lucrare. Frății mei, sunt foarte mulți care nu înțeleg adevărul ăsta. Aș vrea puțin să spiritualizez, într-un sens pozitiv, într-un sens bun. Spunea Dumnezeu evreilor, ei trebuiau să jerfească Paștele, era ceva special. Dacă cineva lipsea de la Paște, pe anumite considerente, pe anumite motive, nu era curat, era plecat într-o călătorie, spune textul biblic că trebuia să-l prăznuiască în luna a doua, în ziua 14-a seara, să-l mănânce cu azime și cu ierburi amare. Paștele trebuia oricum servit aș spune eu, nu există scuze din punctul acesta de vedere. Foarte mulți vor ca totul să se realizeze pe fugă. Deschid Biblia, citesc trei versete, Domnul înluminează mintea, ochii și Domnul s-ar putea să zică, nu aici lângă Dud, nu trei versete, Vine, vreau să stăm la masă, vreau să intru în casă, trebuie să-ți faci timp. Vor unii așa, doar din câteva audieri, mai ascultă predici, eu știu, ascultă cântări, să fie bine cu Domnul. Și Domnul zice, nu, 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 eu vreau să intru în casă. Vreau să vii la adunare și marți, nu știu dacă aveți aici marți sau când aveți. Vreau să vii și duminică dimineața, vreau să vii și duminică seara. Noi vrem pe fugă, noi vrem cum vrem noi. Frații mei, să lăsăm pe Dumnezeu cum vrea El. Nu are de-a face cu contextul nostru, dar lăsați-mă să vă citesc, ideea este aceeași. Spune Apostolul Pavel lui Timotei, femeia va fi mântuită prin nașterea de fi dacă stărie cu smerenie în credință, în dragoste și în sfințenie. Nu despre mântuire vorbim. Vorbește toată Scriptura despre mântuire. Noi știm cum se realizează mântuirea prin Domnul Isus Hristos. Vreau să vorbesc despre altceva. Femeia, surorile noastre sunt chemate să primească copiii de la Domnul. Sau familiile sunt chemate să primească copii. Și aici noi am pe păfugă. Dom'le, nu atâta, zicem noi poate, lăsați-mă, iertați-mă dacă exagerez, nu atât de mulți. Sau nu așa de deși, sau, nu acum. Repet, frații mei, Zacheu, poate e prea nesemnificativ detaliu, dar nu cred că este de trecut cu vederea. Zacheu, repet, nu aici păfugă, hai de la tine acasă. Îi bine că m-ai căutat, îi bine că ai vrut să mă vezi, dar eu vreau ceva mai mult de la tine. Vreau să intru la tine, vreau să stăm de vorbă, vreau să avem timp pe tihnă, nu pe grabă, nu pe stres, cum spuneam. Frații mei, revin la gândul anterior. Eu cred că Domnul vrea să respectăm cutumele sale sau principiile sale regulile. Întreabă unii, de ce trebuie să mă botez? Eu dacă l-am pe Domnul în minte, chiar mai trebuie să mă cobor în apă? Doamne, m-am întâlnit cu tine lângă du, dar lasă venitul tău la mine acasă. E suficient că am discutat, tu poți să mă ierzi. Frații mei, dacă Domnul vrea să te botezi, să mă botezi, să ne botezăm. Dacă El vrea ceva special, ca și în cazul lui Zacheu, se viziteze încăperea, locuința. Nu au fost zidurile alea mai sfinte că a venit Domnul acasă. Dar așa a vrut el. Zachei, eu trebuie să intru în casa ta. Probabil Domnul a vrut să-i mântuiască și familia, nu știu. Dar dacă Domnul a zis, trebuie, pot eu să spun, nu trebuie? Uitați-vă, avem rânduieli în adunare, avem un orar și lăsați-mă să fac și comparația aceasta. Trebuie să stăm de la 9 până la 12. Eu am zice, am venit, am stat o oră, am stat jumătate de oră. Eu cred că Domnul ar zice, trebuie. E bine că ai venit. E bine că vrei să te întâlnești cu mine. E bine că vrei să mă cauți. Dar trebuie să stai de la început până la sfârșit. Și mai vin și de seară. Și mai vin și peste săptămână e un trebuie al lui Dumnezeu pe care noi trebuie să-l respectăm. Acum, cei care sunteți șoferi și conduce, știți că trebuie să ne punem centuri de siguranță. Ne convine? Nu ne convine? Sau când ne urcăm în avioane, ați văzut? Nu decolează, nu aterizează, până nu verifică ca toți cei ce sunt acolo să aibă centurile cuplate. Și noi spunem, de ce să le avem? Frații mei, nu poți să spui, mă rog, celor care, echipajului de la bord, domnule, eu nu le pun. Așa, asta e regula pe anumite considerente pentru siguranța celor ce sunt, a pasagerilor, trebuie să se respecte anumite reguli. Frații mei, Dumnezeu are regulile Lui, are centurile Lui. Noi nu ne prea place cu ele, sunt cam incomode. De ce trebuie să se îmbrace surorile, nu știu cum? De ce la noi la biserică trebuie să fie niște reguli? Dar nu, Dumnezeu e în inimă, Dumnezeu ne întâlnim cu El. Frații mei, dacă Dumnezeu a zis în Scriptură, nu mă refer la dăugiri, la alte chestiuni, care exagerări. Dacă Dumnezeu a zis că trebuie, nu știu, femeia să se îmbrace într-un anume fel, trebuie să respectăm anumite reguli, trebuie să cinstim pe cei care sunt Slujitori, trebuie, trebuie, trebuie. Mai poți să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, nu trebuie? Să ne ajute Domnul să acceptăm voia sa, amen. Dați-mi voie să reau pe scurt aceste gânduri, mulțumindu-vă pentru atenție. Isus a intrat în ierihon și trecea prin cetate. Și, Zacheu, un om bogat, mai mare, vameșilor, căuta să-l vadă. Frații mei, în căutarea noastră, cum spuneam, ne vom lovi de piedici. Ne vom lovi de provocări. Oameni care ne resping, oameni care ne vorbesc urât. Fac aici o scurtă paranteză, au fost situații când oameni din lume au venit la biserică. Și în loc să fie primiți cu zâmbetul pe buze, au fost primiți cum nu trebuiau să fie primiți. Și au spus, domnule, eu la biserică nu mă mai duc. Și ce, ce, am vrut să spun? Unii dintre ei au fost dispuși să, să treacă peste asta. Mi-au vorbit urât. Nu mi-au dat un loc unde să mă așez. Dar eu mă duc mai departe acolo. Acum, uitați-vă la Zacheu. Ce-a făcut, ce n-a făcut, dacă cu Domnul s-a întâlnit. Ce-a făcut, ce n-a făcut, dacă când Domnul i-a zis astăzi, Zacheu a fost front. M-aș bucura. Eu, și cu dumneavoastră să ne găsească Dumnezeu la fel de promți, la fel de serioși și dispuși să facem ce zice. Ce-o făcut, ce nu a făcut, dar că eu ascultat, nu ce-o zis majoritatea, ce-o zis Iisus. E greu câteodată pentru noi să ne detașăm de vocea celorlalți, de influența lor. O să fii luat în bază jocură, o să fi bătaia de joc a tuturor. Nu contează. Dacă Isus mă vrea cu el, eu îl aleg pe Iisus. Să ne ajute Domnul Iisus. Spuneam că Domnul Iisus s-a coborât la nivelul lui Zachel. Cam greu găsește astăzi oameni să se coboare. Să se înalțe, să-i pui un pic mai sus, nu e greu. Dar să te cobori, să renunți, eu știu, la ce ai, ce poți să faci. Domnul Iisus nu i-a pus condiții lui Zacheu, spuneam. Frate, nici noi să nu punem condiții. În ce sens condiții? Noi nu. Știi, mă la o mamă, nu zice, o să am grijă de tine, dar mă plătești cu atâta pe zi. Nu poți să spui, eu te duc cu mașina ca și frate, dar profitul meu e atâta. Mă că te ajută la combustibil, e altceva, dar nu vorbim de chestiuni contracost. Știi, eu vă vestesc Evanghelia, eu mă rog, eu prorocesc, dar dai niște bunuri materiale. Tu ce ai acasă? Știți cum e. Nu facem schimburi. Și ce este foarte frumos, frații mei, spuneam că Domnul Iisus n-a vrut să stea cu Zacheu de vorbă lângă dul. N-a vrut să facă pe fugă. Nu s-a făcut lucrarea la întâmplare. S-a făcut lucrarea așa cum trebuia. Oare noi vom face tot ce trebuie? Să ne ajute Dumnezeu, Amin.